Comunitatea și autoritățile din Fărcășești au sărbătorit duminica 8 decembrie 2013 pe vârstnicii din comună. Chiar dacă asta s-a întâmplat cu oarecare întârziere față de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, care are loc în fiecare an pe data de 1 octombrie. Întârzierea se datorează faptului că lucrările de renovare a căminului cultural, care urma să fie și el inaugurat, nu au fost gata la timp din cauza blocajului financiar al bugetului local, care nu a putut fi aprobat în fosta formulă a Consiliului Local. Până la urmă însă, totul s-a terminat cu bine, iar bătrânii s-au bucurat și au participat în număr mare la sărbătoarea lor. Aceasta a început cu slujba de sfințire a căminului cultural. Binecuvântat este Dumnezeul nostru de ora acum și pururea și în vecii vecii Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Tare este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului, duc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca o armă te va mângâna de vorul lui, nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua de lupte ce umblă în întuneric, demonii mă începând într-o amiază. Că de-au distrus la dreapta o mie și 30.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor îi vedea, pentru că pe Domnul de aici mea, pe cel prea înalt, ai pus căpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaia nu se va apropia de locașul tău, că îngerul se va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâine te vor înălța ca nu cumva să fie de piață piciorul tău, peste aspită și va schimbi, vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Către mine a dătăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el, va cunosc numele meu, strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu el sunt întunecat și îl voi scoate pe el și îl voi mări. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Precum casele lui Zacheu s-a făcut între Hristoase cu intrarea ta, așa și cu intrarea sfinților, deslujitori și cu aceștia sfinților tângeri. Dă pace casei acestea și cu milostivire o binecuvintează, mântuiește și lumine pe toți cei ce vor locui în ea. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, este Hristos, Dumnezeul nostru, care e binecuvântat, a intrat sub acoperimentul vamei și lui Zacheu și te-a făcut mântuirea lui și la toată casa lui. Resul și acum păzește-ne pătămat toată răutatea, pe cei ce aduc ție rugăciuni prin nevrem și binecuvântându-i pe dânsii, și binecuvântând locul acesta și păstrându-te una viața nebântuită și dăruindu-ne cu destulare toate bunătățile spre folos prin binecuvântarea ta, că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești până în Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Fie, Doamne. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care tu cele înaltă locuiești, spre cele zmerite privești, cel ce ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacob și casa lui Putifar, cu venirea lui Iosif, cel ce ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea închivotului legii și în zilele venirii tale în trup Hristoase, Dumnezeul nostru, ai dorit mântuire casă lui Zaheu. Iisus binecuvintează și locul acesta și casa și cu frica ta întărește pe ceea ce locuiesc în ea și păzește-ne vătămat de cei potrivnici în timp de binecuvântarea din înălțimea locașului tău și binecuvintează și mulțește toate bunătățile în casa aceasta. Că ție se cuvine să ne mântuiești, să ne miluiești până Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului tot Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să ne
înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. La Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Bitesda, având cinci pridvoare, în această cea mulțime multă de bolnavi, curbi și obuscați și așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală era. Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos voastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru satul și țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce o credință locuiesc întânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru întocmirea văzducului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, preabinecuvântată, amărita stăpâna noastră, că Dumnezeu născătoarea și purunea fecioara Maria, că toți sfinții s-o pomeni. Preasfântă născătoare! Lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caută cu milostivire spre rugăciunea mea, smeritului și a nevrednicului slujitorului tău, și trimite harul preasfântului tău Duh peste unde lemnul acesta și îl sfințește. Amin. Ca să fie spre sfințirea locului acesta și a casei ce s-a zidit pe el, scalungarea tuturor puterilor ce potrivnice și a bântuilor diavolești. Că tu ești el ce binecuvinte sfințești, Doamne Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm ca să trimită binecuvântarea sa asupra casei, asupra locului acesteia, și asupra robilor săi și asupra tuturor celor ce au voit să locuiască în ea, să le trimită pe îngerul său cel milostiv, ca să-i păzească, să-i ferească toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea Sfintelor poruncii a lui Hristos, să-i păzească de foamete, de molimă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărire altor neamuri asupra lor, să le dăruiască sănătate, să-i trăiască cu zile îndelungate și întru toate să-i îndestuleze ce-n toți, Doamne, auzi-ne! Și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne!
azi și pentru toți drei măritorii grești, ne auzi-ne, Doamne, și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă rânțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfințește locul acesta cu acest unde sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință vine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Pentru căciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pre noi. Amin. Să vă fie de folos tot ce ați făcut aici și sărbători fericite și tot ce vă doriți din partea noastră. Mai multe cupluri din satele comunei Fărcășești, care au ajuns la 50 de ani de conviețuire, au primit din partea primăriei și a Consiliului Local o diplomă de fidelitate și un premiu în bani în valoare de 500 de lei. În continuare, vreau să vă anunț, la nivelul comunei Fărcășești, după cum știți, a fost un blocaj al consilierilor locali, s-a deblocat acest conflict, să zic, datorită noilor consilieri locali care sunt prezenți aici și vreau să le mulțumesc. Primăria Comunei Fărcășești împreună cu Consiliul Local acordă un premiu de 500 de lei pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie și o să invit aici cuplurile, avem 5 cupluri la nivelul satelor Valea Coapa, Fărcășești, Fărcășești, Moșneni. La nivelul satului Peștana de Jos avem două cupluri și la nivelul satului Roșia Jiu un cuplu pe care o să le mânăm atunci când dânsii o să fie prezenți. Deci vreau să invit aici alături de noi și să acordăm diplomă de fidelitate familiei Vlăduțoiu Ion și Veronica. Să trăiți! În continuare, sănătate multă, împreună cu tanti Viorica. Să rămânem. Și premiul de 5.000 de lei. Uitați, aveți aici 5.000 de lei. Așa și să se mă rămână. Și an de an să fim împreună aici. Cel de-al doilea cuplu și o să acordăm diploma de fidelitate familiei Diaconul Aristide și Elena din satul Fărcășești. În continuare, sănătoși împreună de tanti, aveți diploma aici, în partea noastră. Aveți premiul de 5 milioane și să mergeți la semnare. Da, da. Cel de-al treilea cuplu, Oprița Ion și Smaranda din satul Valea cu Apa. Să trăiți sănătate, mulți ani împreună în continuare. Și la fel. Și diploma de fidelitate din partea noastră.
100 și 500 de lei. Mulțumim frumos! Diploma de fidelitate se acordă în continuare celui de-al patrulea cuplu, Boltașul Alexandru și Aurelia. Am înțeles că Alexandru n-a putut să vină. O invităm pe tanti Aurelia să fie alături de noi, să primească diploma de fidelitate și premiul de 500 de lei. Să rămâne să trăiesc în continuare sănătatea alături de Nea Alexandru. Înseamnă dorea voastră și înseamnă aici. Cel de-al cincilea cuplu din satul Fărcășești, Pruna Ristică și Ana. Sunt invitați să poftească, sunt legal căsătoriți. Noi n-am avut decât să facem ceea ce trebuie. Să acordăm diploma și premiul de 500 de lei. Fiindcă se apropie sărbătorile de iarnă, vreau să vă urez și eu la mulți ani sănătate și să ne întâlnim sănătoși și anul ce vine. Poftă mare! Evenimentul de la Fărcășești s-a petrecut în trei etape. A doua, având loc la Rovinari, pentru satele comune care sunt mai aproape de acest oraș decât de centrul ei. Pentru că Fărcășeștiul e un pic împărțit în două, avem aici lângă Rovinari satele Roșia, Timișeni și Rogojelu, autoritățile publice locale au decis ca sărbătoarea pe care o țin astăzi să fie și ea împărțită, iar pentru ca pentru vârstnicii din aceste trei sate să nu fie greu să vină la centru comunei, au decis să sărbătorească la Rovinari. Domnul viceprimar, spuneți-mi cum a fost organizarea, cum sunteți mulțumit de rezultate? Da, datorită faptului că comuna este împărțită în două, cele trei sate fac parte din aripa asta de vest a comunii, am hotărât ca să sărbătorim evenimentul la Rovinari, fiindcă transportul
oamenii sunt în vârstă, mai dificil, frig afară. Și distanța mai mare, distanța dacă mare, e bineînțeles, să, da. Să vină la centrul, da, comunei. Să vină la centru. Centru acum e organizat la Cămin, la Vulturu. E o distanță destul de importantă și ca să nu îi supunem la transporturi prelungite și, eu știu, disconfort din partea dumneavoastră, am hotărât ca să împărțesc în două evenimentul. Noi trebuie să mulțumim în primul rând primarului, Consiliul Local, că au venit în întâmpinarea cetățenilor cu, eu știu, o mică atenție, să presupunem așa, mai, și că ne gândim și la cei de vârsta a treia, la cetățenii care sunt pensionari și trăiesc în această comună. Și au ocazia să se întâlnească, pentru că bănuiesc că nu prea au timp să se adune, da, toți grămada. Domnule consilier, dumneavoastră sunteți cei care ați decis, Consiliul Local, că se face acest eveniment. Și s-au investit și niște fonduri, dar important e că ați adunat oamenii la un loc să se simt bine. Da, am considerat că este necesar să putem să-i adunăm pe toți cetățenii de vârsta a treia, așa, și să le mai descălțim frunțile în perioada aceasta destul de grea pentru societatea românească. Dar, mă rog, este așa, și să putem să îi distrăm puțin, să, na, să facem ceva pentru dumnealor. Ce să vă zic mai mult? Consiliul Local a fost cel care a aprobat această inițiativă a primarului, pentru că, de ce nu recunoașteți, a fost proiectul dumnealui. Și am fost de acord inițial să putem derula aceste activități pe întreaga comună, dar împărțită în trei etape, să zicem așa, în trei, două localități, dar în două localități unde, una la Căminul Cultural din centrul comunei, să zicem, din Fărcășești, și una la, în această locație. Și pentru că la Fărcășești e singura comună unde bugetul s-a aprobat foarte târziu, vreau să vă întreb acum, lăsând la o parte evenimentul foarte scurt, dacă în sfârșit în Consiliul Local Fărcășești este liniște și puteți să gestionați fondurile și activitățile în regulă în momentul ăsta. La bugetul primăriei Fărcășești, mie mi s-a părut ciudat și inițiativa, nu știu dacă mi-a aparținut în totalitate mie, dar împreună cu domnul viceprimar am considerat că este necesar să putem aproba și acest buget. Pentru că bugetul s-a aprobat abia în luna iulie. Așa, și nu puteam face nimic. Dar au fost niște consilieri care s-au opus și, mă rog, am reușit să putem debloca și să putem, eu știu, folosi bugetul în interesul cetățenilor. Eu vă felicit că în sfârșit ați lăsat politica, sau a fost lăsată politica la o parte, și ați reușit să vă ocupați de administrație, mie, pentru că, mie, mi se pare că asta e important pentru oameni. Nu știu, mi se pare că politica asta este, nu știu, până la urmă mi se pare niște interese așa ciudate al unor foști consilieri, să zicem așa. Pentru că este, nu-i posibil așa ceva. Dom'le, măcar la buget. Dacă să fracționezi bugetul cum vrea fiecare și să drămuiască, nu știu, să ia de colo, să pună dincolo și așa mai departe, să faci o casă de, de o cum se spune, o, nu o casă de cultură, o sală de sport de 44 de miliarde într-o localitate unde vedeți dumneavoastră că avem și Cămin Cultural, avem și orașul aproape și așa mai departe. Avem și terenul de sport. Și nu se poate. Avem și patru sintetice de sport, așa, de sport la toate școlile. Nu e posibil să, să. Și sunt multe săli de sport care sunt în paralizat din toată țara. Așa că acele 44 de miliarde pot merge foarte frumos în interesul cetățenilor. Mă bucur că ați reușit și vă urez distracție plăcută în continuare. Mulțumim, să rămână și noi dumneavoastră, pentru că ați venit la noi să vedeți că totuși Fărcășeștiul nu este comuna care este cu probleme. Este, vrem să ne gândim și la cetățenii de vârsta a treia, să nu mai spună toată lumea, dom'le, vin decât la alegeri, din 4 în 4 ani. Nu! Venim în fiecare an și de câte ori avem ocazia, că de aia suntem, să promovăm politica cetățeanului și a partidelor, bineînțeles. Dar a cetățeanului cred că e cea mai importantă. Primarul și consilierii locali au reușit să fie prezenți la fiecare din etapele evenimentului de la Fărcășești organizat pentru persoanele vârstnice, pentru a face deschiderea și a oferi premiile de fidelitate. Dragi telespectatori, suntem la Fărcășești, într-o mică pauză, în Căminul Cultural, într-o cameră la fel de renovată ca și Căminul Cultural, alături de domnul primar Dănuț Bălu, care a reușit împreună cu consilieri locali, cu angajații primăriei, să organizeze acest eveniment pentru bătrânii comunei. Domnule primar, ați reușit să deblocați situația în comuna Fărcășești, să revină la normal. Da, sunt încântat de această situație creată. Anul 2012 până în prezent a fost blocat datorită
vechilor consilieri locali. Am găsit înțelegere la cei care au venit în rândurile consilierilor și am aprobat acest eveniment a fi organizat de către Primăria și Consiliul Local Fărcășești. Sunt încântat pentru că am simțit alături de vârstnici această plăcere de a fi împreună cu tinerii, cu noi, pentru că și noi la rândul nostru o să ajungem vârstnici și așteptăm de la generația tânără să fim și noi, să fim aproape de, să fie aproape de noi când nu am putea, cum suntem și noi acum. Am acordat și premii de fidelitate pentru cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Am avut la nivelul Comunei Fărcășești 8 cupluri de acest fel. Am dat un premiu de 500 de lei pentru a cheltuielile curente ale dânșilor. Evenimentul s-a desfășurat în 3 etape. Am avut pentru satul Valea cu Apa Fărcășești, Fărcășești, Moșneni, la Căminul Cultural de aici, la ora, a început spectacolul la ora 10. Pentru cei din satele Roșia, Jiu, Rogojelu, Timișeni, am avut la restaurant în Rovinari la ora 12. Și ultima etapă a fost la ora, început la ora 13 pentru cetățenii din satul Peștana de Jos, pentru că nu puteam organiza în, pentru toți în același loc, fiind invitați 760 de persoane, în jur de 450-500 au fost prezenți astăzi. Trebuie să spunem telespectatorilor care nu știu exact situația comunei dumneavoastră că aveți câteva sate dincolo de Rovinari, drumul inițial a fost rupt de către cariera, nu mai poate fi utilizat și de la acele trei sate e o distanță destul de mare până în centrul comunei. Ăsta e motivul pentru care ați făcut evenimentul la Rovinar, nu? Da, și era necesar un transport pe o distanță mai mare. Noi am asigurat transportul cetățenilor din satele mai îndepărtate și am asigurat o masă festivă pentru toți. Sperăm ca la anul ce o să fie, să avem mai multe condiții, pentru că modernizarea acestui cămin a fost posibilă mult mai târziu, pentru că bugetul a fost votat prin luna iulie și o parte din lucrările de reabilitare au fost posibile. Mai avem de realizat o toaletă, o platformă betonată, racordarea la rețeaua de apă și toate condițiile pentru că în acest cămin să se desfășoare aniversări, majorate, onomastici, nunți și botezuri. Pentru că în Consiliul Local s-a aprobat ca și taxă de închiriere pentru astfel de evenimente, nunți în jur de 300 de lei pentru 24 de ore, botezuri tot 300, iar pentru majorate și onomastici în jur de 100 de lei. Nu e, pe părerea mea, consilierii locali au apreciat acest mod de a pune la dispoziția cetățenilor un astfel de spațiu, pentru că timpurile sunt foarte grele și să venim în ajutorul dânșilor. Pentru vârstnici este singurul eveniment pe care îl putem să-l facem față de celelalte toate facilități pe care le acordăm la nivelul comunei. Decontăm transportul cadrelor didactice pentru acești domn profesor și doamne profesoare să vină să învețe copiii noștri, iar pentru vârstnici nu aveam altă posibilitate decât acest eveniment, să se simtă bine, să vadă și dânsii că sunt luați în seamă de autoritățile locale. Bineînțeles că aveți disponibilitate și pentru tineri și copii. Știu că ați avut zilele trecute și un eveniment pentru elevii și copiii din localitate. Da, Moș Crăciun a venit Moș Nicolae a venit pentru grădinari, Moș Crăciun urmează să vină în preajma sărbătorilor de iarnă. Pentru tineri am avut sărbările zilelei Cătunului Broșteniți, am avut competiții sportive și, bineînțeles, un program de muzică populară unde tinerii și-au dat concursul, au ținut hore și a fost frumos. Deci pentru fiecare avem câte ceva ca să le putem oferi. Și în legătură
legătură foarte scurt cu investițiile pe care le mai puteți face anul ăsta sau ce plan aveți pentru anul, că poate nu ne mai întâlnim până la anul? Investițiile s-au derulat mai târziu, ne-au rămas în continuare să le finalizăm în anul 2014. Am realizat în satul Rogojelu o copertină la biserica de acolo, fiind ultima biserică care nu avea o astfel de acoperiș pentru cetățenii care veneau la parastase. Am sfințit biserica Broștenița. Am reușit, trebuia de anul trecut, din 2012, să o resfințim, dar așa a fost situația și am reușit anul acesta. Am reușit să resfințim și biserica de la Roșia Jiu, în luna, la sfârșitul lunii mai. Am realizat o parcare la liceul Roșia. Am început construcția unui laborator de fizică la liceul Roșia, la școala gimnazială Victor Popescu. Am avut lucrări de reabilitare și montarea termosistemului la întreaga școală și s-a finalizat. Mai sunt realizări de anul ăsta? Sunt realizări. Am realizat acoperișuri și platforme betonate în prejmuire la patru fântâni pe raza comunei Fărcășești, pe Valea Fântânii, în satul Peștana de Jos, la Vulpe, în satul Peștana de Jos, în Broștenița, la Cătunul Broștenița, și urmează realizarea de șanțuri și platforme betonate. Am reușit să turnăm podețele, accesul la gospodăriile cetățenilor pe tronsonul Bursuc Albulescu, la gospodăriile acestora, și de la gospodăria domnului Gușatu până la societatea Fulger. Am reușit, a ținut și vremea cu noi, rămâne ca în primăvară să realizăm și betonarea șanțurilor. Aici am avut probleme cu inundațiile în 2012 și am reușit în 2013 să le realizăm. Și mai aveți alte planuri pentru anul următor sau trebuie să aprobați bugetul? Dar oricum veți propune pentru buget mai multe investiții pentru anul. Da, avem în satul Valea cu Apa, la granița între satul Valea cu Apa și Fărcășești, și realizarea unui drum betonat de la Moară până la Familia Pasăre. Acolo e singurul drum care a rămas nebetonat pe raza comunei Fărcășești. Și, bineînțeles, eu o să am o întâlnire cu cetățenii vis-a-vis de bugetul local pe 2014. O să avem întâlniri, dezbatere publică în fiecare sat, împreună cu noi consilieri locali pe această cale. Vreau să le mulțumesc, pentru că altfel nu se putea debloca la nivelul comunei această situație și investițiile nu puteau să se desfășoare. O să ne întâlnim pe fiecare sat în parte și o să vedem ce este mai urgent a le putea realiza. Bineînțeles, le aflăm de la dâns și noi le cunoaștem, dar vrem să le supunem dezbaterii publice. Adică vreți să stabiliți ordinea în care le realizați în funcție de priorități și de dorințele cetățenilor. Da. În fiecare an ați făcut așa? Așa am făcut, bineînțeles, numai că anul 2013, începutul acestea, nu am putut, după cum se știe de la alegerile locale din 2012, majoritatea creată la nivelul comunei Fărcășești în Consiliul Local nu și-a dorit efectiv să sprijine, și mai mult am avut sesizări, reclamații și tot. Și un buget blocat. Și un buget blocat, salariile profesorilor au fost amânate, transportul acestora la locul de muncă nu a putut fi decontat, am fost nevoiți să decontăm din noiembrie 2012 până în iulie 2013 și să le acordăm acest transport, care prin lege trebuie să-l asigurăm. Au fost la sărbătoarea de Paște, nu am putut să acordăm salarii pentru cadrele didactice, a fost ordonanța de urgență care impunea să înainte sărbătorilor să-și primească salarii, nu le-au primit, abia am reușit să deblocăm după. Bineînțeles, după ce s-au sesizat organele statului și au văzut că trebuia aprobat în Consiliul Local. Eu vă felicit că ați reușit și sper ca anul care vine să fie de așa natură încât să nu mai aveți probleme, să puteți să vă realizeți obiectivele, și felicitări pentru faptul că stabiliți împreună cu comunitatea ce trebuie făcut în primul rând cu bugetul, pentru că așa sunt multe de făcut. Dar trebuie în funcție de dorințele oamenilor și de care sunt cele mai importante. Da, nu ne rămânsase în satul Broștenița, era singurul cătun neiluminat, am realizat, este
prefinal această lucrare, iluminatul public în Cătunul Broștenița. La școala primară din Fărcășești am realizat un teren sintetic, era singurul sat care nu avea teren sintetic, la nivelul comunei avem 4 terenuri sintetice și aș dori ca, fiind în prag de sărbători de iarnă, să urez tuturor cetățenilor comunei Fărcășești la mulți ani, să ne întâlnim sănătoși în anul 2014 și o să invit, avem 5 focuri de artificii, în fiecare sat o să fie acest foc de artificii, îi aștept alături de consilierii locali să închinăm un pahar de șampanie și să ne bucurăm de acest eveniment ca cetățenii comunei să nu mai fie nevoie să meargă în alte localități, să vadă copiii focul de artificii. Noi îl aducem focul de artificii în fiecare sat și ca aceștia să fie bucuroși de noi și noi de dânși. Și noi vă felicităm, domnule primar, și dragi telespectatori, vă mulțumim. Îi mulțumim domnului primar pentru că și-a făcut timp să ne vorbească, să vă vorbească, dar și îl felicităm pentru că, iată, poate să facă ceva totuși pentru comuna Fărcășești cu toate problemele care au apărut. Uite că s-au deblocat și e treaba așa cum trebuie. Mulțumesc! Sărbătoarea vârstnicilor de la Fărcășești a avut și o surpriză. Una dintre sărbătorite fiind invitată să cânte live la microfon, ea fiind membra unei vechi familii de muzicanți din localitate. La final, toată lumea a ieșit la joc, amintindu-și cu siguranță de vremurile când mergeau la hor în sat.
viață, acum mă simt și pot. Viața din la canson șef, acum mă simt și pot. Viața din la canson șef. Bine, bine, să vă dea Dumnezeu sănătate, domn primar, și toată lumea să trăiască. Și viața și deodată, și de-n timpul de altă dată. Și viața și deodată, și de-n timpul de altă dată. Acum mă simt și pot, viața lila ca sunt șef. Acum mă simt și pot, viața lila ca sunt șef. Frunzuliță, flori mărunte, la 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 la. I-auzi dasul ca la munte, la 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 la. Ăsta-i dasul dintre munții, la 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 la. Cu să joacă mehedințe, la 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 la. Păi vino, na na, lângă mine, la 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 la. Să te învățăm în joci bine, la 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 la. Mărunțal și fără frică, la 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 la. Ăsta-i dasul, e un gurică, la 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 la. Să ucițea și curcițe, și la mine uițițe. Și-așa, și-așa. Vine, 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 vine!
așa e inima tășone, la-i da, la-i la, la, că doruge să lasă, la, 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 pașina, mirocasă, la, 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 că doruge să lasă, la, 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 pașina, vinilor casă. La,